Să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la pagina 134 în Cartea Levitic, capitolul 23, începând cu versul 15. Cuvântul Domnului spune astfel, Levitic, capitolul 23, începând cu versul 15, pagina 134 în Scripturi. De-a doua zi după sabat, din ziua când veți aduce snopul ca să fie legănat într-o parte și în alta, să numărați 7 săptămâni întregi. Să numărați 50 de zile până în ziua care vine după el, al 7-lea sabat, și atunci să aduceți Domnului un nou dar de mâncare. Să aduceți din locuințele voastre 2 pâini ca să fie legănate într-o parte și în alta, să fie făcută cu 20 de efă din floarea făinii și coapte cu aluat. Acestea sunt cel din tâi roade pentru Domnul. Afară de aceste pâini să aduceți ca ardere de tot Domnului, 7 miei de un an fără cusur, un vițel și 2 berbeci. Să aduceți la ei darul de mâncare și jertfă de băutură obișnuite, ca dar de mâncare mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire și 2 miei pe an ca jertfă pentru mulțumire sau de mulțumire. Preotul să legene aceste dobitoace într-o parte și în alta ca dar legănat înaintea Domnului, împreună cu pâinea adusă ca pârgă și cu cei 2 miei. Ele să fie închinate Domnului și să fie aduse preotului. În aceeași zi să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă. Aceasta este o lege veșnică pentru urmașii voștri în toate locurile în care veți locui. Când veți secera sămănăturile din țara voastră, să lăsați nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor. Să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Aceasta ar vrea să fie ideea principală. Aceasta ar vrea să fie ceea ce Dumnezeu așteaptă să se întâmple în inima și în mintea noastră. Dragii mei, suntem în seara aceasta să vorbim câteva lucruri despre mulțumire și despre a fi mulțumitor. Vedeți dumneavoastră, de cele mai multe ori când vorbim despre faptul că trebuie să mulțumim, ne gândim că de fapt, dintr-o parte sau din alta, în cazul nostru din partea lui Dumnezeu, am primit anumite lucruri și noi trebuie să venim să mulțumim. Este foarte adevărat, dar este doar o parte a lucrurilor pe care Dumnezeu vrea să ni le învețe. Spuneam dimineață, repet, o zi de mulțumire, o lună de mulțumire, un an de mulțumire și apoi o viață de mulțumire. Este un lucru extraordinar și o așteptare a lui Dumnezeu cu privire la noi. Este una să privești în urma ta și tot timpul să-i mulțumești Domnului pentru ceea ce ți-a făcut și este alta să cultivi în tine o inimă mulțumitoare. Într-o lume egoistă, într-o lume plină de păcat, într-o lume în care oamenii nu mai sunt mulțumiți nici cu ceea ce au, nici cu ceea ce sunt, nici de modul în care arată, nici de rânduielile care se pun, nici de guvern, nici de țară. Priviți dumneavoastră starea aceasta generalizată, omul în inima lui caută tot mereu altceva. Omul în inima lui caută mereu mai mult, mai altfel, în alt loc,
Niciodată omul, prin natura firii lui pământești, nu este mulțumit nici cu ceea ce Dumnezeu i-a dat, nici cu ceea ce este, nici cu ceea ce poate să facă într-o zi sau alta. Frații mei, lucrul acesta este la lume. În Biserica lui Hristos trebuie să fie altfel. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și dacă noi îl iubim sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu pregătește lucrurile de așa manieră pentru noi, ca să ne fie bine. Nu să ne fie bine doar din punct de vedere material, din punct de vedere social, ci ca să ne fie bine o veșnicie întreagă. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. De aceea, dragii mei, în lumea aceasta, Biserica lui Dumnezeu trebuie să fie o mărturie puternică. Un adevărat copil al lui Dumnezeu. Un adevărat creștin. Nu numai prima treaptă. Am învățat în urmă cu două săptămâni, parcă sau săptămâna trecută, despre oamenii aceia, despre cei 10 leproși care au fost vindecați, dintre care numai unul s-a întors. Și Domnul Iisus Hristos își pune legitima întrebare. N-au fost vindecați toți 10? Numai străinul ăsta s-a întors să mulțumească? Ceilalți unde sunt? Sunt momente în care Dumnezeu se întreabă cu privire la noi. Cu această primă treaptă. Dar de la a mulțumi Domnului punctual pentru un lucru, până la ajunge să ai o inimă mulțumitoare, să ai o viață plină de bucurie, să ai o față senină, să poți să fii mulțumit cu ceea ce Dumnezeu îngăduie în viața ta, este drum lung de parcurs. Eu aș vrea ca Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze. Cum putem să ne transformăm? Cum putem să devenim mulțumitori? De unde să începem exercițiul acesta? El va începe pas cu pas. El va începe prin cunoaștere. El va începe prin evitarea capcanelor. El va începe prin a ne călca pe eu nostru și a ne birui la nivelul minții noastre și a inimii noastre. Și apoi el continuă cu antrenamentul de zi cu zi și sfârșește prin obișnuință. Este un lucru extraordinar să poți să-i mulțumești lui Dumnezeu în orice moment. Este un lucru extraordinar să poți să fii mulțumitor cu starea pe care Dumnezeu o îngăduie la un moment dat pentru tine. Și poporul Israel a trecut prin aceleași capcane și poporul lui Israel a avut momente când a cârtit, a avut momente când a fost nemulțumit, a avut momente când s-a săturat de bine. Frați și surori, istoria se repetă. Sunt situații când oamenii se satură de bine. Sunt situații când oamenii nu mai sunt satisfăcuți de tot ceea ce îi înconjoară, de tot ceea ce Dumnezeu a îngăduit în viața lor. Încep să facă lucruri necugetate, încep să facă pași greșiți și apoi vine pedeapsa lui Dumnezeu. Și apoi venim câteodată și ne întrebăm, de ce, Doamne, mie? De ce trebuie eu să trec pe aici? De ce trebuie să vorbești în modul acesta? De ce trebuie să aplici corecția ta? Frații mei, Dumnezeu ne iubește. Și Dumnezeu vrea să ne pregătească pentru un cer. Oamenii nemulțumiți aici nu pot fi mulțumiți nici în cer. Dacă tu te plictisești aici o slujbă de 3 ore, ce vei face în cer? Dacă noi aici ne plictisim de lucrurile care ne dau viață,
ce vom face odată? Dacă Israel s-a săturat și de mană, s-a săturat și de prepelițe, s-a săturat și de una, s-a săturat și de alta, s-a săturat și de protecția lui Dumnezeu, s-a săturat și să audă glasul Domnului, s-a săturat și de Moise, s-a săturat de tot. Ceea ce altădată constituia o binecuvântare pentru ei. Să ne punem întrebarea, oare care este atitudinea noastră? Cântam acea cântare atât de frumoasă, au gârtit izraeliții. Dar noi, oare, nu cârtim? Vine Domnul, Maranata, dar noi, când ne pocăim? Salutul bisericii noastre este Maranata, Domnul nostru vine. Este un adevăr al lui Dumnezeu pe care îl proclamăm cu gura noastră. Mulțumirea este o stare de lucru pe care o cântăm, pe care o recităm, pe care o predicăm. Dar este timpul astăzi, acum și aici, să-mi pun întrebarea la nivelul inimii mele, la nivelul minții mele, la nivelul interiorului meu, la nivelul a ceea ce nu se vede afară, care e atitudinea mea. Pentru că eu sunt în seara aceasta, în fața unui Dumnezeu care pătrunde în mintea mea, care pătrunde în inima mea și care cunoaște atitudinea mea lăuntrică. Chiar dacă câteodată am atâta stăpânire de sine încât să reușesc să o controlez sau să controlez măcar aparențele. Și de aceea Dumnezeu în înțelepciunea Lui pentru poporul Israel a pregătit anumite sărbători. Nu de dragul sărbătorii. Vedeți dumneavoastră, la un moment dat în istorie, Dumnezeu privește spre poporul Său și spune, m-am săturat de sărbătorile voastre. M-am săturat și de jertfele voastre. Mi-au ajuns o povară, nu le mai pot suferi. Pentru că ce au făcut oamenii, în loc să înțeleagă esența sărbătorii, au ajuns să păstreze din sărbătoare ceea ce le place mai mult. Îi bine azi, sărbătoare, nu mă duc la lucru. Îmi amintesc, eram un copil mic și când n-aveam chef de treabă, îl întrebam pe bunicul, bunicule, nu mai este vreo sărbătoare azi? Și el tot, intrând în rezonanță cu mine, spunea, da, e Sfânta Lene și Marele Ucenic Somnul. Și tare mă bucuram eu. Frații mei, oamenii la un moment dat, din sărbătorile acestea, au rămas doar cu comerțul. Imaginați-vă ce era la templu. Boi, turturele, schimburi de bani, sacrificii, profit și așa mai departe. Și la un moment dat, Domnul Iisus Hristos s-a supărat de ceea ce a găsit acolo și a spus, casa tatălui meu se va chema o casă de rugăciune, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tărhar. Este timpul să ne cercetăm adânc. Este timpul să ne punem întrebarea de ceea ce Dumnezeu ne învață. Ce-am păstrat în noi? Ce-am adunat în sufletul nostru? Cu ce plecăm acasă? Care este atitudinea noastră? Vedeți dumneavoastră, de ziua Rusaliilor, suntem legați. Vorbim despre Rusalii, spunem că Biserica Pentecostală își are originea în ceea ce s-a întâmplat atunci, în ziua aceasta de Rusalii, când Duhul Sfânt s-a coborât peste ucenici și când întregul Ierusalim a fost mișcat. Dar să ne gândim pe ce fond a coborât Duhul Sfânt. Ucenicii erau toți împreună în același loc. Dar în Ierusalim era o mare sărbătoare. Erau Rusalii. Era sărbătoarea când poporul lui Dumnezeu venea să aducă mulțumiri. Era sărbătoarea pe care o lăsase Domnul. Și vrem să înțelegem un lucru. Toate sărbătorile Vechiului Testament își au oglindirea în Noul Testament.
își au oglindirea în așteptarea lui Dumnezeu cu privire la noi. Citind ceea ce se întâmpla în Vechiul Testament, nu citim doar ca istorie, ci ne punem întrebarea, Doamne, care este aplicația pentru mine? Aceasta a fost acolo și atunci. Dar care este aplicația pentru mine acum? Tu i-ai spus poporului tău să facă anumite lucruri, ca ei să înțeleagă ceva, dar din toată povestea asta ce înțeleg eu? Pentru că Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este autoritatea supremă. Și noi găsim aici că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să mângâie, să îndrepte, pentru ca omul lui Dumnezeu să ajungă destoinic pentru orice lucrare bună. Noi știm că și cuvântul lui Dumnezeu este autoritate pentru noi și pentru viața noastră. Oare ce aștepta Dumnezeu de la ziua Rusaliilor? Ce aștepta Dumnezeu de la poporul lui? Ce trebuie să învățăm noi? Credeți că dumneavoastră, că lui Dumnezeu îi trebuiau boi, țapi, miei, făină, pâine sau altceva de genul acesta? Nu, dragii mei, prin ceea ce Dumnezeu îi cerea poporului său, în lucruri pe care le vedeau, lucruri care rămâneau întipărite, de fapt, Dumnezeu voia să semene în inima poporului său principii. Și aș vrea ca Dumnezeu să semene principii în inima noastră. Și aș vrea ca în seara aceasta, ca și aplicație practică a ceea ce Dumnezeu vrea să-mi vorbească mie, să stabilim anumite principii, anumite așteptări ale lui Dumnezeu, care să pornească de la o seară ca aceasta, care să se implementeze în viața noastră și care să devină realități și obișnuință și mod de trai. Pocăința nu trebuie să fie o sărbătoare. Relația cu Dumnezeu nu trebuie să fie o sărbătoare. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră nu trebuie să fie o sărbătoare, ci trebuie să fie o permanență. Dar ea începe cu o zi, dar ea începe cu un ceas, dar ea începe cu un moment în care Dumnezeu îmi vorbește sau îți vorbește într-un mod special. Facă Domnul ca seara aceasta să fie seara în care Dumnezeu să ne vorbească inimii noastre. Facă Dumnezeu ca seara aceasta să fie seara în care Duhul Sfânt să stabilească principii de viață sănătoase. Un copil al lui Dumnezeu nemulțumit, un copil al lui Dumnezeu uitând de slava și de puterea lui Dumnezeu, mergând cu capul plecat și cârtind de la o zi la alta. Un copil al lui Dumnezeu uitând de faptul că și bucuria, și necazul, dacă îl iubești pe Dumnezeu, lucrează spre binele tău. Pentru ce să te îngrijorezi? Pentru ce să murmuri? Pentru ce să plângi? Pentru ce să te izolezi? Pentru ce să leși armele jos? Pentru ce să cazi strântită la pământ? Când de fapt Dumnezeu din ceruri vrea ridicarea ta. Când de fapt Dumnezeu din ceruri vrea să te binecuvânte. Când de fapt Dumnezeu din ceruri vrea să scrie în dreptul tău biruință. Și nu biruință pentru ziua aceasta, nu biruință pentru luna decembrie, ci biruință pentru toată viața. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu arată că în ziua Rusaliilor, Dumnezeu îndemna poporul său, versetul 17, să aduceți din locuințele voastre două pâini, ca să fie legănate într-o parte și în alta, să fie făcute cu 25 de efă din floarea făinii și coapte cu aloac. Acestea sunt cele din tâi roade pentru Domnul. Amin. A lăsat Dumnezeu ziua Rusaliilor ca o zi de sărbătoare, ca o repetare de la an la an. Nu că avea Domnul nevoie de făina poporului Israel, ci de fapt Dumnezeu voia să-i învețe un principiu de viață. Recunoașterea faptului că Dumnezeu ne dă toate lucrurile.
Și așteptarea lui Dumnezeu din partea poporului său, ca o închinare, era ca poporul său să înțeleagă că din ceea ce Dumnezeu i-a dat, cele din tâi roade trebuie date Domnului. Ne întoarcem astăzi la noi. Ne întoarcem la practica noastră de zi cu zi. Ne întoarcem la obișnuitul nostru. Care parte credeți că suntem gata să-i dăm Domnului? Cea din tâi sau ce rămâne? Trăiesc viața în păcat și în desfrâu. Că o veni odată vremea aia când o fi bătrân și când o trece toate poftele și o sluji atunci pe Dumnezeu. Credeți că este un principiu corect? Nu, dragii mei. Dă-i Domnului anii tinereții tale. Dă-i Domnului momentele în care ai vigoare și putere. Dă-i Domnului timpul în care ești eficient. Învață când poți să înveți. Fă când poți face ceva. Fii activ cât este momentul. Pentru că Dumnezeu ne învață că orice lucru își are timpul lui. Și la Domnul, când a spus, fă două pâini, dar nu oricum, nu ia tărâția aia mai care rămâne, ci care, mă, normal, trebuie să o dai la porci și dai-o Domnului. Nu-L șicni pe Domnul în modul acesta. Principiul de viață pe care Dumnezeu îl așteaptă de la noi, dă cel mai bun Domnului. Dă cei mai buni din tine, dă cei mai buni din ceea ce Dumnezeu ți-a dat, în modul acesta, recunoști de fapt că tu ești nimic și Dumnezeu e totul. Pentru că spuneam la început, eu cred că toate lucrurile acestea trebuie să conducă spre o idee și anume, eu sunt Domnul Dumnezeu vostru. În momentul când eu înțeleg că trebuie să dau Domnului cei mai bun. În momentul când înțeleg că cele din tâi roade sunt ale Domnului, pentru că în modul acesta, de fapt, eu recunosc că Dumnezeu din ceruri mi le-a dat. În modul acesta, eu, de fapt, conduc la această idee a proslăvirii numelui lui Dumnezeu. Eu sunt Domnul! Dumnezeu nu își împarte slava cu nimeni. Și dacă câteodată avem impresia că Dumnezeu e undeva uitat și de fapt noi suntem totul. Și noi și înțelepciunea noastră și școala noastră și deșteptăciunea noastră și planurile noastre și gândurile noastre. Numai o clipă Dumnezeu își trage mâna și ne dăm seama cine suntem noi. Și atunci ne smerim, ne rușinăm, ne cerem iertare din partea lui Dumnezeu. Facă Domnul ca seara aceasta să fie o seară în care să înțelegem primul principiu. Domnul, Domnul și iar Domnul. Mergem la al doilea principiu. Cuvântul Domnului în versetul 19 spune așa: Să aduceți și un țap ca jertfă de ispășire și doi miei de un an ca jertfă de mulțumire. Priviți dumneavoastră ordinea. Este extrem de importantă. Nu spune Domnul, aduceți întâi o jertfă de mulțumire și apoi aduceți o jertfă de ispășire. Fraților, al doilea principiu clar pe care vreau să-l învățăm în seara asta este acesta. Jertfa se aduce în sfințire. Jertfa se aduce în sfințire. Dumnezeu a privit spre Cain și apoi spre jertfa lui. Dumnezeu a privit spre Abel și apoi spre jertfa lui. Din păcate astăzi, mulți vor să aducă jertfă într-o viață nesfințită. Și în loc să avem rezultatul așteptat, avem eșec și durere. Cel de-al doilea principiu pe care vreau să le anunțăm în seara aceasta este sfințirea. Și ziua Rusaliilor
Sărbătoarea aceea, acel țap care trebuia adus ca jertfă de ispășire, ne trimite să ne rugăm sincer, Doamne, iartă-ne pentru păcatul nostru. Păzește-ți piciorul când intri în casa Domnului. Păzește-ți piciorul când vii aici. Păzește-ți piciorul când cânți acolo sau acolo. Păzește-ți piciorul și atunci când aduci un gând de mulțumire. Trăim astăzi tragedia. Să vedem cum păcatul și neascultarea caută să intre chiar și în poporul lui Dumnezeu. Și este nevoie să ne sfințăm viețile. Și este nevoie să plângem înaintea Domnului. Priviți dumneavoastră la Isaia, în momentul în care Dumnezeu îl cheamă în slujbă, în momentul când Isaia își vede ticăloșenia și o plânge, în momentul când Duhul lui Dumnezeu vine peste el și un înger îi atinge buzele și Dumnezeu îi promite ștergerea tuturor păcatelor lui și a nelegiuirii lui, deodată Isaia aude chemarea Domnului, aude întrebarea lui Dumnezeu pe cine să trimit și curățit Isaia spune, iată-mă, Doamne, trimite-mă. În seara aceasta ne vom ruga Domnului, ne vom ruga Domnului pe de-o parte, întrebându-ne, Doamne, al câtele ești Tu în viața mea? Doamne, când e vorba să fac un bine, ce aleg eu din garderoba mea? Ce aleg eu din frigiderul meu? Ce aleg eu din buzunarul meu? Doamne, când sunt pus în fața unei situații, care e atitudinea mea? Și eu cred că Duhul lui Dumnezeu este Cel care ne face să înțelegem în seara aceasta primul principiu. Dumnezeu întâi și lui Dumnezeu cei mai buni. Și vreau să vă spun că nu va veni Dumnezeu în persoană să ne aștepte să venim cu vițelul la biserică și să-L aducem jertfă. Dar va veni un om în fața ta. Vei întâlni o situație. Eu nu vorbesc aici nici de șmeche, nu vorbesc aici nici de puturoși. Vorbesc aici de situații reale, concrete, vorbesc aici de oameni care nu pot munci, vorbesc aici de oameni care au ajuns deodată într-o situație limită și în care Dumnezeu mă așteaptă și te așteaptă să intervii. Vrei să faci o bine? Vrei ca viața ta să fie o închinare înaintea Domnului? Atunci sfințește-și viața. Pregătește-te pentru slujbă. Pregătește-te pentru a veni în casa Domnului. Păzește-ți inima, păzește-ți cugetul, păzește-ți ochii, păzește-ți ființa. Cred că fiecare dintre noi, fiind sincer cu noi înșine în seara aceasta, avem ce să-i spunem Domnului, rugându-L ca El să ne ierte. Și apoi, în al treilea rând, veniți și aduceți înaintea Domnului cu jertfă de mulțumire. Dragii mei, nu doar mulțumesc, cu toate că pentru unii și să spună mulțumesc că e greu. Sunt oameni care nu numai în relația cu Dumnezeu și în relația interumană li se pare că li se cuvine totul. Oamenii astăzi au devenit egoiști în relația dintre oameni. De cele mai multe ori faci un bine și te alegi cu un rău. Oamenii nu mai știu să fie mulțumitori. Pentru mulți, cuvântul mulțumesc a ieșit din vocabular. Și trebuie Dumnezeu în seara aceasta să ne împrospăteze în mintea noastră acest principiu al mulțumirii. Dar nu numai atât. Și a fi mulțumitor lui Dumnezeu pentru starea noastră, pentru ceea ce sunt, pentru cum arătăm, pentru câtă minte avem, pentru unde Dumnezeu ne-a așezat pe scala socială, pentru slujba pe care o primim în biserică, pentru talentul pe care Dumnezeu ne l-a dat și lista aceasta poate să continue. Dă-ne, Doamne, o minte și o inimă mulțumitoare. Și apoi, un alt principiu pe care Dumnezeu vrea să-L aducă înaintea noastră în această seară. În aceea zi,
să vestiți sărbătoarea și să aveți o adunare sfântă. Frații mei, dacă vrem ca să coboare Duhul Sfânt, nu uitați, eu nu cred că a fost doar o coincidență faptul că Dumnezeu în înțelepciunea Lui a ales ziua Rusalimor, ziua de naștere a bisericii sale prin coborârea Duhului Sfânt. Faceți o adunare sfântă. Învățați-vă să fiți împreună cu inima, cu gândul, cu sufletul. Să nu ne amângim. Priviți dumneavoastră trezirile spirituale. Toate au un numitor comun. Toți erau împreună în același loc. Priviți evenimentele pe care Dumnezeu le-a îngăduit în istorie. Când oamenii au fost împreună, când oamenii au fost uniți în duh, în suflet, în trup, Dumnezeu din ceruri a lăsat binecuvântări. Rolul adunărilor noastre, pe care unii le ocolesc, pe care unii le consideră prea multe și prea dese, au de fapt scopul să ne țină împreună, unii cu alții, împărtășire cu Domnul. Nu rata această ocazie. Nu te învăța să lipsești de la casa lui Dumnezeu. Nu crede că toate afacerile de pe pământ le vei face duminica. Nu, asta este o minciună a diavolului. Învață-te să ai ochii deschiși. Fă la urmă balanța. Vezi că ai adunat o lună și ai risipit într-o zi. Vezi că ai adunat o viață și ai pierdut în câteva minute. Binecuvântarea Domnului îmbogățește și nu lasă să fie urmată de nicio nenorocire. Și ultimul principiu pe care aș vrea să-l învățăm în seara aceasta, îl găsim în versul 22. Când veți secera semănăturile din țara voastră, să lași nesecerat un colț din câmpul tău și să nu strângi ce rămâne de pe urma secerătorilor, să lași săracului și străinului aceste spice. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru. Aici are de-a face cu cumpătarea. Aici are de-a face și cu lăcomia. Aici are de-a face cu un principiu care s-a împământenit. Totul pentru mine. Toți trebuie să mă înțeleagă. Toți trebuie să mă ajute. Toți trebuie să-mi stea la dispoziție. Dar eu să fac, nu pot face nimic. Eu stau doar la primit. Eu stau doar la lăudat. Eu stau doar la mângâiat. Dar ceea ce vreți să vă facă voi oamenii, făceți-le voi întâi. Este un principiu de viață pe care Dumnezeu vrea să ne-l arate. Lasă un colț ca din greșeală. Lasă-l și pe altul să mănânce lângă tine. Lasă-l și pe altul să trăiască lângă tine. Lasă-l și pe altul să se bucure. Cel de lângă tine este fratele lui Hristos. Și dacă tu vrei să fii frate cu Domnul, fii frate cu cel de lângă tine. Fraților, sunt principii de viață. Vedeți dumneavoastră, este ușor să vorbim doar despre credință ca ceva abstract. Este ușor să vorbim despre pocăință ca ceva abstract. Este ușor să spunem că coboară Duhul Sfânt și să suntem plini de Duhul Sfânt și când e vorba să arătăm, când e vorba să ne stabilim principii, suntem gata să le călcăm, fără să clipim, doar pentru a ne rezolva problemele noastre. În seara aceasta vreau să închei și să vă provoc la rugăciune. Să ne rugăm în seara asta, Doamne, dacă au fost momente în viață când am fost orbit și am uitat să arăt către Tine,
Și am uitat ca Tu să fii primul în viața mea. Și am crezut, Doamne, că Tu ești ceva de rezervă. Că de fapt eu am viața mea și îți mai lăs și ție câte o pătrățică. Doamne, vreau de azi să schimb prioritățile în viața mea. Apoi, Doamne, au fost momente când am făcut lucrarea Ta cu nebăgare de seamă. Au fost momente când am cântat din rutină. Au fost momente când am predicat din rutină. Au fost momente când am slujit din rutină. Și am știut, Doamne, că viața mea nu-i curată și nu pot face lucrul acesta. Și în loc să fac o slujbă pentru Tine, Doamne, am adus jertfa nebunilor. Te rog, iartă-mă în seara asta și curățește-mă. Și ajută-mă, Doamne, de fiecare dată când calc pragul casei Tale, să tremur înaintea Ta, pentru că știu că aici vin să mă întâlnesc cu Tine. În al treilea rând, dă-mi, Doamne, puterea să-Ți mulțumesc pentru toate lucrurile. Nu doar să-Ți mulțumesc câteodată, ci atitudinea lăuntrică a inimii mele să fie una mulțumitoare. Să mă mulțumesc cu ce am, să mă mulțumesc cu ce mănânc, să mă mulțumesc cu ce mă îmbrac, să mă mulțumesc cum arăt, să mă mulțumesc de ce mi-ai dat, pentru că toate lucrurile acestea, Doamne, sunt în controlul Tău. Eu lucrez, eu muncesc, eu gândesc, eu învăț, eu mă pregătesc, eu fac planuri, dar răspunsul vine de la Tine, Doamne. De aceea Te glorific din toată inima. Și nu în ultimul rând, dacă gândirea mea, Doamne, a fost o gândire egoistă, dacă am gândit numai de prin perspectiva mea și a familiei mele, și dacă am vrut ca toate principiile altora să fie ancorate și să fie acordate cu interesul meu, Doamne, dă putere ca din seara aceasta să fiu gata să împart cu alții, să fiu gata să-i înțeleg pe alții, să fiu gata să mă rog pentru alții, să fiu gata, Doamne, să uit cu ghilimele de rigoare colțul ogorului meu nesecerat, lăsând ca și altul să se bucure de binecuvântarea pe care mi-ai dat-o mie. Făcând așa, dragii mei, lăsăm ca Duhul Sfânt să coboare peste noi. Făcând așa, poate Dumnezeu să facă un sau o sărbătoare a Rusalilor în fiecare zi în viața noastră. Făcând așa, creăm cadrul ca Dumnezeu să-și facă lucrările cu noi. Făcând așa, vom avea liniște sufletească aici pe pământ. Și vom avea nădejdea moștenirii vieții veșnice împreună cu Hristos.